Domnule Cobulianski, afacerea IEST se numește noua producție, noul dumneavoastră copil și spectatorul din care, categorii din care fac parte și eu, este în căutarea unor similitudini cu viața pe care a trăit-o, cu viața care vede alături dumneavoastră. Bănuiesc eu, aveți o sarcină mai mare decât pur și simplu să luați o bucată de viață, să o aduceți pe ecran și îndrăznesc eu să cred că în sensul ăsta vreți o lucrare care să fie valabilă nu doar pentru regiunea asta, nu doar pentru anii care îi trăim și în sensul ăsta căutarea de, eu știu, inadvertență, cu unii spun că, domnule, încă nu era telefonul mobil sau gripa aviară n-a fost în anii cu tare sau... Astea sunt inutile, eu înțeleg că asta e o transpunere. Și totuși, cât de aplicativă sau adresativă este lucrarea? Pentru că cineva și în Balcani ar putea să se revadă în episoadele astea sau în Ucraina sau și în Thailanda s-ar putea să găsească oglinda asta. Am dreptate sau nu? Presupun da, într-un fel, deși cred că cel mai simplu ar fi pentru un spectator este european să se regăsească sau să regăsească zona probabil deja cunoscută lui. Eu consider că genul ăsta de film sau filmul ăsta va fi mult prea bine înțeles de către societățile care ori au fost în tranziție, ori urmează să fie într-o tranziție sau sunt în tranziție dintr-un sistem socialist în cel capitalist, pentru că zic eu că exact la periferia sau la limita acestor mutilări, dacă vrem, temporare, se întâmplă și genul ăsta de, le numesc afaceri, mă rog, genul ăsta de acțiuni, să le spun așa. Dar vreau să mai zic un lucru. Există un detaliu, un film care vorbește despre perioada mai mult sau mai puțin exactă când se întâmplă acțiunea, pentru că eu mi-am pus de multe ori întrebarea asta. Dom'le, o să am nevoie probabil de un reper temporar până la urmă, pentru că poate filmul poate fi sau poate povesti o poveste anilor 90 sau poate mai târzie. Există un poster la poliție, în biroul polițistului, pe care scrie 2005. Mare. Și adică marcajul formal la aveți. Exact, exact. Și atunci am putea spune că este exact perioada în care gripa aviară, de fapt, făcea ravagii prin întreaga Europa. Dar eu să vă spun sincer, dar nu cred că lucrul ăsta este atât de... Da. Absolut de acord. Nu cred că lucrul ăsta este atât de important. Pe mine personal nu mă deranjează amănuntele astea, pentru că eu încerc totuși să văd universalitatea acestei povești, pentru că dumneavoastră, și dumneavoastră prin acest film, combateți mitul ăsta al omului bun, harnic, cu minte, care populează Basarabia în special, sau Iestu, pentru că dumneavoastră îi puneți spectatorului o oglindă în care el s-ar putea să vadă că este și șmecher și avar și se lasă ispitit de niște câștiguri și romantismul ăsta, de fapt, al intelectualului, este așa o spuză aproximativă. Neastă sunteți mai mult critic decât îngăduitor cu personajele. E greu de zis. Eu probabil încă nu mi-am formulat cu exactitate poziția mea față de aceste personaje, pentru că de fiecare dată, de fapt, mi se părea că încerc să fiu tandru cu ele, dacă vreți, să le iubesc. Eu am ocolit, de fapt, în realitate, am ocolit ceea ce s-ar numi cinismul, până la urmă, pentru personajele mele. Este adevărat, în schimb, că cum să zic, într-o societate cu foarte multe lipse, într-o societate unde, cum să zic, banul are valoarea maximă, dacă vreți,
cred că, cum să numim așa, folosesc încă o dată cuvântul, valorile umane devin foarte șubrede. Într-o societate săracă, unde oamenii încearcă să ducă, tranziteze, de fapt, de la o zi la alta sau să supraviețuiască, valorile sunt destul de șubrede, repet. Adică nu încercați să puneți cu semnul plus sau cu semnul minus episoadele astea pe care le descriți? Nu cred. Nu cred că neapărat vreau să fiu moralist sau să dau soluții de viață pentru spectator prin intermediul unor personaje. În schimb, am încercat un lucru care vreau să cred că a reușit. Am încercat să distrug o schemă cinematografică, dramaturgică, mai bine zis, a comediei, pentru că dacă am fost atenți, toată lumea s-a aștepta la un alt final, la unul evident fericit. Ori încercarea mea a fost de a spune, domnule, nu e chiar așa, că lumea de fapt este, cum spuneam mai devreme, sau spuneați mai devreme, destul de avară, răutăcioasă și dornică de a se înfrupta din bogăție de unul singur. Sincer să fiu, chiar vroiam să încep cu sfârșitul. Pentru că dumneavoastră, fără să vreți, dați o radiografie a tranziției și la finalul acestei tranziții îl trimiteți pe intelectual în închisoare. Acolo este locul, acolo el face jujucățel tărcat în fața pușcăreașelor și cântă disperat sau Dumnezeu știe. E adevărat, după asta poate să urmeze episodul 2-3, dar episodul ăsta, care e suficient de concludent, se termină cu povestea asta tristă și traiectoria dramatică a intelectualului care nici afaceri n-a făcut și s-a despărțit de femeia iubită și cred că va face niște ani de pușcărie. Asta e un fel de premoniții sau e o analiză retrospectivă a ceea ce ați văzut? Nici una, nici alta. Cred că mai degrabă e un fel de a spune, că atâta timp cât nu ți este dat să fii hoț, spre exemplu, chiar și într-o situație în care ești impus să furi, nu trebuie să o faci. Și mai ales oamenii nepregătiți pentru activități, să le numim așa, ilegale, vor fi cei care vor pica primii. Pentru că companionul lui Marian în film, bădăranul de cartier, care a făcut toată viața, probabil, ce a făcut, cred că s-ar fi descurcat sau se descurcă în lumea asta jonglând cu aceeași monedă cu care este obișnuit să o facă. Adică să mai mintă sau să fure sau să te facă pe la spate și așa mai departe. Marian nu e genul ăsta de om. Marian este un intelectual care dacă a încercat să calce strâmb sau a călcat strâmb, va fi pedepsit pentru asta. Și cred că în postura asta, au fost, sunt și probabil vor fi foarte mulți intelectuali moldoveni și nu doar, în postura de a încerca sau de a râvni ceva, de a trece peste marcajul care înseamnă legalitate și probabil sunt pedepsiți sau vor fi pedepsiți în mod cert. Da. Nepregătiți fiind pentru o lume... Dar vreți sau nu vreți, ați intrat exact în zona despre care vorbeam eu într-un interviu, că noi suntem prea dependenți de poveștile și snoavele din copilărie, unde binele neapărat învinge răul. Ori dumneavoastră o lăsați în coadă de pește. La dumneavoastră răul să îmbracă, e adevărat la second hand, dar își pune cravată și este pe cale să-și facă partid după ce a făcut rost de niște bani. Adică, totuși, dumneavoastră, nu rămâneți la ideea că binele s-ar putea să fie învingător. Repet încă o dată, probabil e vorba despre un soi de inspirație din realitate și încercând să electrizez finalul cu ceva bun, cu un happy end, probabil pe undeva m-aș fi mințit pe mine. Plus, cred că mai e și nuanța asta
a dorinței și a tendinței de a fi un pic diferit și de a scăpa de finalurile happy end, pentru care spectatorul, sunt absolut convins că este, cum să zic, mai devotat decât pentru unul de genul... Da, l-au învățat mulți regizori și multe filme. Dar atunci când ați povestit, în general, ați pornit să plămădiți această pâine, v-ați propus pur și simplu o poveste sau v-ați gândit totuși să strecurați generalizări, aluzii, trimiteri vizibile la un politician demagog sau la lucruri care sunt atât de vizibile și firești, încât, vreți, nu vreți, dumneavoastră deveniți moralizator. Cred că n-am făcut-o intenționat. În cazul în care cineva se regăsește în filmul ăsta, probabil va fi în mod cert orice asemănare întâmplătoare. Dar eu mai degrabă am încercat să fac un soi de, cum să zic, caracter comun. Deci toate personajele mele, și sunt foarte multe de fapt, deci sunt aproximativ 40 de roluri în filmul ăsta, toate personajele mele sunt cumulative, zic eu. Adună metehne, adună caractere ale unor, nu neapărat personaje concrete, ci din realitate, ci mai degrabă un soi de formă pe care o au într-adevăr balcanicii, moldovenii, românii, poate chiar și ucrainenii, un fel al lor de a fi. Deci este un portret, dacă vrem, mai degrabă a societății și nici de cum a unor persoane concrete din viața reală. Există, fără îndoială, riscul ca dumneavoastră să generați chiar un fel de simpatie față de personajele negative, între ghilimele. Și asta se întâmplă de multe ori în cinematografia sovietică, rusească în special, unde de fapt noi îl iubim pe Șucșin, nu doar pentru că e Șucșin în rol, dar mai curând îl iubești pe pușcăriașul Șucșin, chiar dacă el este un personaj negativ. Și multe alte exemple sunt. Da. Empatia și simpatia asta e exploatată de multe ori. Dumneavoastră v-ați ferit de asta? Cum ați gestionat această emoție? Nu m-am ferit de asta pentru că... Înțeleg, nu m-am ferit deloc pentru că în momentul în care nu empatizezi, în momentul în care personajele din film nu-ți plac, e o problemă. E o problemă la nivel de recepționare a filmului. Deci, de fapt, din punct de vedere tehnic, orice dramaturgie cinematografică îți impune empatizarea sau simpatizarea cu personajele principale. Indiferent de faptul sunt personaje negative sau pozitive. O altă regulă nescrisă în cinema sau în dramaturgia cinematografică spune că personajele negative trebuie pedepsite la final. Mai ales americanii sunt cei care excelează prin, cum să zic, prin schema respectivă dramaturgică. Dacă nu empatizezi cu personajele și nu-ți plac, te plictisești de moarte la, cum să zic, primele 20 de minute. Deci asta este ca și cum ar fi fost o regulă. Iarăși, îmi vine foarte greu să zic dacă nu, care cumva această simpatie pentru Marian și Petro poate fi toxică, spre exemplu, pentru societate sau pentru cel care urmărește filmul. Cred că treaba asta este mai degrabă potrivită să fie descrisă de către un critic de film, spre exemplu, și au fost mai mulți care au studiat sau, mă rog, și-au făcut notițe vis-a-vis de afacerea Est, toate dintre ele pozitive ca și majoritatea, pozitive ca și studiu, să zicem așa, critic. Dar nu-mi dau seama, mă întrebați dacă devine un pericol empatizarea asta, nu-mi dau seama dacă este sau nu pericol. Pentru că pentru dumneavoastră ca regizor, nu-i periculos să... Nu. Nu, eu, cum să zic, eu am avut un mare avantaj, de fapt, că eu le-am gândit personajele astea, eu le-am dat replici, le-am pus vorba aia, cuvintele în gură. Și cred că sunt, cum să zic, le cunosc cel mai bine. Deci nu numai ce fac. Personajele în film așa trebuie să se spune, că personajele nu sunt cele vorbesc, personajele sunt ce fac. Ei, eu mai știu și ce gândesc oamenii ăia. De asta sunt extrem de subiectiv.
extrem de subiectiv și mi-ar fi plăcut mai degrabă cineva să-mi zică, domnule, ai făcut un film care descrie, nu știu, niște acțiuni negative ale personajelor tale. Există un risc să nu mai... Mie îmi vine greu să mă, cum să zic... V-ați produs acum în ambele ipostază, scenarist și regizor, adică da. N-ați avut o operă pe care trebuie să o tălmăciți? Nu. Sau să-l întrebați pe autor ce au avut el în vedere sau cu riscul de a schimonosi să faceți propria versiune. Acum v-ați completat unul pe altul în ambele ipostază. Așa e mai bine, mai lesnicios? Păi, cred că diferența face și termenul care se numește film de autor. Ăsta este un film de autor. În momentul în care tu l-ai gândit, tu l-ai scris, tu l-ai regizat și l-ai și montat la un moment dat, se face într-un fel filmul. În momentul în care, într-adevăr, îți scrie altcineva scenariu sau, da? Sau devine nu neapărat mai complicat, ci mai riscant, dacă vreți, să nu coincidă o părere a primului autor, să zic așa, autorului de scenariu sau un fel de a vedea al lui cu cel al regizorului. Deși, fiind opere separate, n-ar trebui să existe nicio problemă în sensul ăsta. Adică faptul că un regizor vede un scenariu altfel decât îl vede scenaristul, e o chestie tehnică și nu neapărat tehnică, dar nu ar trebui să conteze. Evident, însă, în momentul în care te înhami la un proces în totalitate, adică și scenariu și regie și mai multe decât atât, cred că pentru un autor de film este mai simplu. Inevitabil am să vă întreb despre mijloacele care le-ați avut la dispoziție. Că toată lumea se plânge că nu are buget suficient, că din cauza asta suferă instrumentariul cinematografic. Comparând cu cinematografia rusească, care acum, dacă are niște producții cu finanțări, apoi chiar nu se limitează la mijloace, de exemplu, același Bondarciuc sau alte numiri, sau chiar și Școlnic, care acum e discutat cu Matilda. Sau. Da. Ei merg pe o cale de presiune lugubră, de profunzime de asta care anunță un fel de anticameră a apocalipsei. Da? Se aglomerează niște sentimente de asta care funcționează, sigur că. Dumneavoastră, în aparență, vorbiți despre lucruri ușoare, dar tot cumva vine hău asta și răceala asta de apocaliptică, că dacă nu ieșim din tranziția asta nocivă pentru sufletul omului, s-ar putea tot acolo să ajungem. Ușurința poveștii, tot rezultatul ăsta l-a obținut cu mijloace minime. Dumneavoastră, dacă ați fi avut mai multe, chiar dacă sunteți omul miniaturilor, bijuteriilor cinematografice, v-ați dori să construiți lucruri epice din astea puternice, alea Bondarciuc? Da, mi-aș dori, bineînțeles. Și însă, eu am mai spus treaba asta, cred. Un film nu are nevoie de mulți bani. Un film are nevoie de bani suficienți ca să fie făcut. Sunt filme care au costat puțin și nu pentru faptul că nu au avut suficienți bani, pentru că atât au costat. Este un risc atunci când un film de 100.000, spre exemplu, îl faci cu 10.000 și nu ai restul de 90.000. Dar dacă valoarea lui este de 10.000, sau altui film este de 10.000 și aia 10.000 foarte puțin, e ok, nu e o problemă. Eu mi-aș fi dorit, bineînțeles, să mai fac și altceva, dar să înțelegem corect, filmul ăsta nu a avut, a avut un buget mic, dar a avut buget suficient. Deci filmul ăsta s-a făcut cu 10 de oameni, nu? În fiecare dimineață primeam colșitul și aveam pe adresă 87, dacă nu mă înșel, de oameni care trebuiau să vină pe platou, pe adresa de mail. Dar, într-adevăr, am fost cumva, nu neapărat limitați, cât restricționați. Nu mi-am permis 30 de zile, mi-am permis doar 24. Nu mi-am, nu știu ce să zic, nu mi-am permis 3.000 de găini, mi-am permis, în schimb, 2.000 sau 1.000. Deci, există niște limite pe care au fost absolut acceptabile ca și producție. Nu cred că am avut vreo problemă în acest sens. Dar din start, când ați scris scenariul, totuși,
v-ați gândit la o cifră rezonabilă? Nu v-ați propus să faceți un Titanic sau... Bineînțeles că nu, bineînțeles că nu. Adică, de fapt, trebuie să fiu foarte sincer, eu nu am stat să număr banii în momentul în care m-am așezat să scriu scenariul pentru filmul ăsta. Dar sunt și conștient, adică sunt de pe planeta Pământ și îmi dau seama că în momentul în care bag un asteroid care distruge Chișinău, va fi destul de complicat să găsesc finanțare pentru așa ceva. N-am cum altfel. Ultima întrebare ar fi dacă vă simțiți totuși parte a tradiției românești caragialești, dacă asta se înscrie în maniera de a vorbi despre viața care ne înconjoară? Nu știu. Nu știu pentru că, la București deseori îmi spun, băi, tu ai un umor care vine de acolo, este foarte slav, așa, și melanjul ăsta te ajută, interculturalitatea te face diferit de cum râdem noi. Pe de altă parte, multă lume, chiar și aseară mi-am spus, domnule, dar tu ești așa mai cu românii, faci filmul ca la ei. Și chiar și Sergiu Prodan zicea, prima oară când am văzut și eu un film românesc făcut despre moldoveni, că de obicei este invers, un film moldovenesc despre, sau jucat ca, sau cu accente, să zicem așa, românești. Nu știu. Norocul meu este că probabil că speculez un pic cu umorul de situație, lucru întâlnit, sau mă rog, gen întâlnit destul de mult în dramaturgia cinematografică rusească. În partea aia se pune destul de mare accent pe umorul textual, să-l numim așa, verbal, da? Adică majoritatea, chiar dacă am stat să ne uităm puțin sau să ascultăm bancuri. Bancurile de aici sunt bancuri de situație de multe ori. Bancul din partea aia e ce s-a gândit Bulă dimineață când a băut cafeaua. Păi și urmează o replică, spre exemplu. Deci un joc de cuvinte sau... Și cred că ăsta e un răspuns pe care tot așa trebuie să-l dea critici mai degrabă decât să mă... Eu mă simt confortabil la confluența asta, probabil, și am să o explorez în continuare. Dar nu vă propuneți în mod special să fiți la Papion sau cu Căciulă Țurcănească? Nu, dar ar fi absurd, adică... nu vreau nici să fiu foarte, foarte moralist sau să întăresc rândurile elitiștilor, dar nici n-aș fi vrut să fac filme despre oameni care calcă pe banană și cad jos. Adică nici n-aș fi vrut să cobor cumva la umorul primitiv și neinspirat din punctul meu de vedere. Eu zic că deocamdată încerc sau vreau să încerc ca să nu... Vreau să încerc să provoc spectatorul, eu l-am numit obișnuit și inteligent, care reacționează la umor în mod inteligent. Eu, în sala de cinema, am stat alături de Petru Vutcărău, un om cu suficientă experiență teatrală, cinematografică. Evident. Și de câte ori izbucnea el în râs pur și simplu copilăresc, la un moment dat am vrut să număr, să fac statistică, am renunțat, pentru că reacțiile dânsului au fost foarte simptomatice, a gustat din toată splendoarea asta de glumițe, glume, replici, expresii. Și eu aș zice, chiar multe ați lansat ca, dacă vreți, pierle care se vor perinda, se vor cita, cum s-a transformat Dvinață Stuliev în replici multiplicate și tirajate și folosite ca folclor, așa cred că o să aveți și dumneavoastră multe din expresii. De exemplu, alea rimate de la început, de exemplu, au fost nemaipomenite. Eu vă doresc un spectator cât mai bine dispus, care să muște toate lucrurile astea, dar pentru că eu vin dintr-o meserie așa mai moralistă, să și e determinat să gândească pe termen lung, că eu sunt convins că aveți suficienți căței de usturoi băgat în corpul acestui miel copt. Da. Mersi. Eu aș mai adăuga, probabil, foarte bizar și ciudat, dar reacția Sălii la Chișinău, reacția de ieri, a fost una, probabil, cea mai pasivă
reacție în toate reacțiile spectatorilor, hai să spun așa, păi, vorbitor da, de română. Avut ieri cremă intelectuală. Și asta m-a pus puțin în gardă, pentru că eu știu momentele la care lumea râde în filmul ăsta și multe dintre ele, în mediul ăsta ușor critic a colegilor, nu s-a râs. Abia aștept să văd cum va reacționa spectatorul obișnuit și inteligent care vor veni din stradă, plătitor de bilete și nu va acum, avea nicio de ce pretenție. S-a întâmplat asta, nu vă întreb. Cred că aveți ipotezele noastre. Ipoteza mea este că mediul intelectual este și gelos, un pic invidios, pentru că cel puțin jumătate din oamenii din sală s-au gândit, dar de ce eu n-am făcut? De ce l-am lăsat pe ăsta în față să facă el lucrul ăsta? Dar sperăm că odată cu fortificarea, așa cum a promis ministra culturii, a Centrului de Cinematografie, chiar să va reanima competiția, să vor încuraja scenariștii și spiritul ăsta care este prezent și material de filmat este cât vrei, va fi ajungând poate și pe ecrane. Aceleași de-a speranțe le am și eu, adevărat. Și dumneavoastră veți fi, cred că, primul solicitat, dacă... Eu nu vreau să fac promisiuni, adică mi se pare incorrect să zic că eu voi fi primul. Incorrect măcar pentru faptul că nu e vorba de o formalitate. Acest, sau finanțările proiectelor cinematografice se vor face în bază de concurs. Deci nu se știe dacă Tuarșu Cobilianschi are un scenariu mai bun sau mai rău decât al lui Sergiu Prodan, spre exemplu, sau al lui Dumitru Grosei sau altor colegi. Un concurs presupune competiție. Da. Acum să vedem cine își mai arbitrează. Da, corect. Și da. Lucrul ăsta este adevărat, da. Și asta. Da. Noi vă dorim succes și să aveți un spectator pe măsura efortului dumneavoastră. Mulțumesc mult!